istoria și originea limbii române. Când am intrat în clasa noua, școala avea un aspect foarte învechit. În sălile de clasă, la fel, de exemplu, la noi în clasă era un perete dărâmat și acum este renovată și în exterior și în interior și curtea școlii este foarte bine aranjată. Între noua, când am venit, liceul avea un aspect nu foarte îngrijit. Afară erau pereții puțin dărâmați, în clasă de asemenea, când am venit era un perete dărâmat și nu era tocmai plăcut, da. Nu era foarte plăcut să fii la școală. Pereți reparați, termoizolați, alei refăcute, săli de clasă moderne, calculatoare. Liceul din Negrești nu mai seamănă deloc cu cel de anul trecut. Au sărit în ajutorul nostru foarte multe persoane, mulți sponsori și nu în ultimul rând personalul școlii a muncit suplimentar, fără plată, pentru igienizarea școlii și pentru anvelopare școlii. Am făcut o cancelare nouă, am reorganizat sediul CDI, am anvelopat școala, am făcut aleile de pe lângă școală, aleea principală de intrare, s-a turnat asfalt în fața școlii, am făcut încă 5 săli de clasă noi, ca să învețe numai clasa noua după amiază, să nu învățăm cu toate sălile, cu toate copiii după amiaza. De asemenea, am schimbat mobilierul la cantină. Investițiile instituției nu se opresc aici. Cadrele didactice au planuri mari. Dorim să mai facem în corpul de la deal încă un cabinet, tot de media. De asemenea, am prins un proiect european de formare a profesorilor de matematică și economie și trebuie să mai facem o sală în care să avem mai multe calculatoare și mai avem câteva proiecte și gospodărești. La grupul școlar Nicolae Iorga din Negrești învață peste 2000 de elevi și predau peste 200 de profesori.